umor și dreaptă măsură, a criticat defecte omenești universale descoperite inclusiv în propria personalitate. Mai târziu ne-a îndemnat să trăim clipa, iar epoca epistolelor se remarcă prin încercarea de a ne lăsa o artă poetică. Modelul său a fost reluat în epocile care au urmat și de alți teoreticieni ai literaturii. Matematician fiind, a luat logica de la gura filozofilor și a creat o algebră pe baza căreia funcționează astăzi calculatoarele. Totuși, logica bivalentă nu se aplică întotdeauna, o fi adevărat sau fals. Nepot al vicarului unit Grigore Moisil și tată al matematicianului Grigore C. Moisil, istoricul, numismatul și arheologul ardelean a fost ales în 1948 membru de onoare al Academiei Române. Îndrumată la început de Garabeti Brăileanu, care a ajutat-o să debuteze în viața românească, Gălățeanca a fost orientată spre romanul modern de criticul Eugen Lovinescu. Comuniștii n-au fost încântați de cronica familiei Halipa expusă în ciclul celor patru volume celebre ale autoarei, așa că inițial au interzis-o. Reabilitarea a cunoscut-o după moarte. Ministrul de război și comandant al Armatei Române de Operații în timpul războiului de independență, generalul Gălățean a instituit asediul Plevnei, care a dus la capitularea lui Osman Pașa. Pedagogul și compozitorul consacrat la Iași scria în aceeași perioadă marșul eroic fiii României, precum și alte cântece pe versuri populare precum Moartea Vitează și Ostașul Român sau pe versuri de Alexandrii, Hora de la Plevna și Bolintineanu ca un glob de aur. Sociologul britanic a renunțat la o slujbă de inginer de căi ferate, simțind că acolo munca oamenilor este exploatată. A teoretizat apoi sistemele sociale, elaborând teorii valabile și astăzi, doar că politicienii nu vor sau nu știu să le aplice. Țăranul genial al cinematografiei noastre se urca în copilărie cu tovarășii săi de joacă în salcâmii cei mai înalți, la apus și arunca apa din sticle și găleți forțând curcubeul. Mărturisea că bunica lui a leșinat, crezând că a venit Dumnezeu în grădina ei. Filmele sale se sprijină pe patru stâlpi: Caloianul, Vița de vie de acasă, Blaga și versul eminescian Nu credeam să învăț a muri vreodată. Sub influența poetului William Blake a lăsat deschise ușile percepției, înființând în 1965 grupul The Doors. Studiile de literatură și filozofie de la Universitatea din Los Angeles l-au și rătăcit, devenind dependent de droguri. Nici împrejurările morții sale nu sunt încă elucidate. Touch me, baby. Can't you see that I'm not afraid? În 1989, familia actriței a sfătuit-o să cumpere pentru 20 de milioane de dolari un mic orășel din Georgia. Afacerea a mers cam 5 ani, bazată pe dezvoltarea turistică a localității. Printre alte probleme ale vedetei se numără și suferința provocată de agorafobie. În intimitate se simțea mult mai bine. Cu o voce coborâtă parcă din icoană, maramureșanul lansat în cenacul Flacăra a susținut peste 1000 de concerte. Îl ascultăm cu încântare, mai ales la sărbătoarea Crăciunului. Pentru cei ce ne-au făcut de un ordin de ceva, să-i mai poți întârzia, să o ia de la început. Tot așteptând ca Superman să-i rezolve problemele, actrița a avut o viață nu tocmai liniștită. După două divorțuri și alte relații nu foarte fericite, Globul de Aur primit pentru rolul din Neveste Disperate poate reprezenta o consolare. Un dement a îndoliat întreaga lume atunci când a îndreptat arma asupra fostului lider Beatles. Tu pe gât îl chemai din adins, dacă în lume au fost 7 arte, jumătate dintr-una s-a stins, frate Lennon, rentabilă moarte. You may say I'm a dreamer, but I'm not. A debutat singur printre poeți la 28 de ani, apoi, urmând recomandarea Camil Petrescianu parcă, s-a afirmat în dramaturgie și, în final, în proza de gen roman. Vizuina viziunii e un titlu inspirat. Actor al Naționalului din Târgu Mureș, deși a jucat și în alte filme românești, precum Fructe de pădure sau Glissando, rolul care i-a adus recunoașterea a fost cel din pelicula lui Cristi Puiu, Moartea domnului Lăzărescu. Nu le vom ști niciodată pe toate, important e să înțelegem ceva din viața asta.